Da. Mi-a plăcut poziția luată de Gheorghe Flutura astăzi la întâlnirea cu arhitecții și cu reprezentanții secțiilor de urbanism din primării. Nu se poate așa ceva. Evident că e manelizat județul ăsta. Fiecare a construit cum a vrut. Și domnul Flutur, care tot dă exemplu cu Germania, că merge despre acolo, știe și limba germană și eu a fost în Germania, are dreptate. Pentru că acolo unul, dacă își face o casă cu 3 cm mai înaltă decât prevede proiectul, vine și o dărâmă. Deci dărâmă bucata, nu stă nimeni la discuții. Sorin, asta e altă țară, dar de ce nu se poate face și la noi? Că doamne, este vorba despre bun simț aici. Și are perfectă dreptate, dar numai să se pună în aplicare, că așa de ședințe și paraședințe și de discuții, dar problema e cine să pună în aplicare asta? La țară, acolo unde sunt primari care au 4 clase, care au 3 clase mai mult ca trenul, care unii au fost tractoriști, ăla ce să înțeleagă? Îi spui lui despre urbanism, despre design. Vine Costică, îi spune, a bă, domn primar, dă și mie acolo autorizație să-mi fac o casă. N-a mă de aici, îi mai dă un rachiu și face la casa cum vrea, știi? Asta, cine să pună în aplicare lucrurile astea? Și important ar fi să nu-i lase să-și construiască în zone inundabile. Măcar atât, nu? Măcar ședințele astea, dar avea vreo finalitate. Evident, să nu rămână doar vorbe. Dar niște vorbe, așa. Bun, și vorbeam despre proiectul... Asta cu parcarea este foarte bine că se face și se remodelează centrul Sucevei. Ți-am zis, eu am o temere că în centrul Sucevei, când ori începe să sape acolo și când ori scoate de acolo răzieși care stau și joacă table prin subsolurile istoriei, vor scoate butoaie cu vin din timpul lui Ștefan, putinele cu brânză, cai nechezând și ce mai fi pe acolo, suliți, coifuri și așa mai departe, poate că și câte un turc mic, chel cu mustață mare, cu o fată, cu o fată româncă, moldoveancă sub braț, gata să fugă la Istanbul cu ea. Deci acolo eu cred că sunt niște vestigii istorice. Și să se vor opri lucrările mult și bine pentru da, va dura a fi foarte conservate. Eu sunt convins că acolo o să găsească și o să vină, că aici trebuie să faci descărcare arheologică, trebuie să vină specialiști, nu poți să ai găsit acolo niște vestigii istorice, trebuie să întârzi lucrările pentru a-și face datoria. Sper din tot sufletul, e nevoie de o parcare și parcarea asta nu înseamnă o simplu parcare în subsol, înseamnă remodelarea zonei, asta este foarte bine. Astăzi am descoperit din nou cu... Nu mai zic cu ce. Încântare, că domnul președinte Flutur se pricepe la absolut orice. Am nimerit. Adică domnul președinte Flutur nu putea să lipsească la deschiderea lucrărilor la parcare. Domnul președinte Flutur a mers și la pod unde vorbea cu meseriașii. Ai văzut că are terminește, el e inginer silvic, dar viața asta l-a învățat să fie și inginer constructor, inginer de poduri și de drumuri. Și cum vorbea domnul președinte Flutur așa, îngândurat, apăsat de grijile acestui județ și ale țării în general, cum vorbea cu meseria și ce faceți aici? Cămășuiți? Sau nu? Cămășuiți? Păi nu, dar nu, la Suceava, în Bucovina, cum îi place domnului președinte să spună, e cămășuiți, că e cămeșoaie, nu e cămășuiți, este cămășuiți. Și stau așa și mă gândesc, doamne, pe cuvânt, câteodată îmi pare rău că nu mai trăiesc în regimul comunist. Știi de ce, Adriana? Pentru că n-ar mai fi fost atâtea televiziuni, radiouri și ziare, ar fi fost un singur mijloc de informare în masă, la care ar fi avut acces numai aia controlați de partid și ar fi scris ei ce ar fi vrut acolo și aș fi luat și eu ziarul să mă uit, să mai înjur un pic. După aia nu mai eram eu ocupat cu timpul aici să vin să vorbesc tot felul de prostii degeaba. Să critici da, și mă, pe toți că, și pe domne, să fie din nou comunismul scris în acte, așa, ca să știu... Domnule, și aveam și eu timp. Știam că lucrez de la 7 dimineața până la ora 15. După ora 15 mă duceam. Ce făceam? Ori citeam o carte, mergeam, înjuram, spuneam bancuri cu Ceaușescu. Acum aș fi spus bancuri cu Gheorghe Flutur, să spunem, știi? Da. Sau cu Traian Băsescu sau cu cine vrei, bancuri așa. După aia aș fi mers cu fete pe la cetate prin parc. După aia aș fi mers la băut, știi? Și mai uitam la un film pe video cu bătăi. Ce să fac, știi? Dar nu mă mai enervam atâta. Pe cuvântul, și dacă avem democrația asta care e prost înțeleasă și prost aplicată și proastă în toate felurile și măcar eram și eu mai liber, stau, mă consum degeaba, mă și enervez, mă uit în Parlament ce prostii se spun și dacă există libertate de expresie, la ce se folosește ea? Așa măcar nu veneam, nu înjuram aici, știi? Că aici și încă aici e mai greu că îmi cenzurez vocabularul. Da, trebuie să așa, te controlezi puțin. Așa, dacă era în timpul regimului comun, înjuram pe stradă, mă oprea iar miliția, îmi dădea amendă pentru tulburarea liniștii publice și mă distram în continuare, cum făceam și când eram tânăr. Asta îmi pare rău. Dacă ai îmbătrânit, vezi? Asta, eu sunt vinovat. Tu ești vinovat. Îți mulțumesc, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, acesta a fost comentariul zilei. Numai bine.